Agricultorii au ieșit din nou la proteste, zeci de fermieri cu tehnica agricolă s-au îndreptat spre capitală. Prim-ministrul Dorin Recean a avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții Asociației Fermierilor din Republica Moldova, în cadrul căreia șeful guvernului a anunțat că vor fi întreprinse acțiuni suplimentare în sprijinul agricultorilor. Cu toate acestea, fermierii nu renunță la proteste, ei spun că mâine au de gând să ajungă cu tehnica agricolă în centrul Chișinăului. De dimineață, fermieri din mai multe raioane ale țării s-au pornit cu tehnica agricolă spre Chișinău. Ei au adus tehnica la intrările în capitală, acolo unde au fost autorizate 4 locuri de parcare. Cei din sudul țării s-au oprit lângă autogara de sud. Fermierii au blocat o porțiune de drum. În primul rând, la noi toate inputurile, toate semințele, toate piesele de schimb în tractoare sunt cu mult mai scumpe și ca în România și ca în Ucraina. Prețul la cereale este foarte mic în comparație cu vorbind cu România. Anul acesta deja am cerut să fie alocate 3.000 de lei pentru prima grupă, pentru că în unele zone la fel se simte foarte mult seceta. Nu a fost nici până astăzi rezolvat problema TVA-ului. Fermierii protestatari au blocat și un drum de lângă orașul Edineț. Agricultorii din centrul țării care s-au pornit spre capitală și au parcat tehnica de-a lungul drumului de lângă aeroportul internațional Chișinău. Fermierii spun că cer și compensații mai mari pentru culturile compromise de secetă, precum și interzicerea importului de cereale din Ucraina. Suntem într-adevăr într-o prăpastie economică, deci un colaps economic, dat fiind faptul că avem aceste prețuri derizorii la cereale și la oleaginoase, subține costul nostru. Acum, când noi am lucrat și avem acum, într-o săptămână, două, să strângem roada, practic nu avem cui să o vindem și chiar dacă găsim cumpărători, este foarte mult sub prețul de sine cost. Cerințele noastre au rămas aceleași, cu toate că ele problemele sunt foarte multe în agricultură și întreaga ramură este într-un dezastru total, dar noi am înaintat așa, măcar o parte din ele ca să ne putem stabiliza financiar. Să fac un fel de rambursare, de mărire a prețului cumva la producția agricolă. Protestatarii spun că se vor deplasa cu tehnica agricolă în centrul capitalei. Prim-ministrul Dorin Recean și reprezentanți ai asociațiilor de fermieri din Republica Moldova au avut noi discuții. Urmează să fie identificate soluții pentru substituirea exporturilor și compensarea pierderilor suferite de agricultori. Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a specificat că în ultimele două săptămâni au fost luate toate măsurile operaționale și de management, în urma cărora Agenția de Intervenție Plăți pentru Agricultură a procesat peste 1100 de cereri de subvenționare, fiind distribuite peste 162 de milioane de lei.